Dar ce se întâmplă cu siguranța pe căile ferate? A fost ridicată licența, a fost suspendată a acelui operator privat. Înțeleg că, și asta sunt informațiile pe care le am până acum, că acel mecanic de locomotivă era sub influența băuturilor alcoolice. O să vedem. Asta știam și de dimineață. Păi și ce să fac? Să mă duc eu ca ministru să pun fiola la fiecare mecanic? Domnule ministru, se întâmplă ceva totuși tocmai de aia a fost ridicată licența, suspendată licența acestui operator privat. Nu este nici CFR Marfă, nici CFR Călători, nu este operator al statului. Dar sunt sancțiunile prea blânde în asemenea cazuri de se ajunge să se repete la câteva săptămâni, o lună? Asta merită a fi revizuit, probabil și regândită această chestiune, doar că de data aceasta pare că acest mecanic, repet, e prima informație, o să vedem dacă așa se va confirma, se afla sub influența băuturilor alcoolice. Cei de la organele specializate din CFR au hotărât ridicarea licenței acestui operator privat, urmând ca în momentul în care avem datele concrete să le transmită. Rămâneți la transportul. Conform protocolului, nu. Mulțumesc. Vă doriți să rămâneți la acest protocoliu? Protocolul nu prea mai există. Eu știu că există astăzi. Ați făcut treabă bună pe mandatul dumneavoastră? Asta nu. Sunteți mulțumit? Tot timpul e loc de mai bine. Deci rămâneți la transportul ca să vă vedeți, nu?